Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Iubiți frați și surori, toți care în după masa aceasta avem harul deosebit din partea lui Dumnezeu, să fim în casa lui Dumnezeu, să ascultăm cuvântul Domnului, să ne închinăm înaintea Domnului, acesta este un har deosebit din partea lui Dumnezeu. De aceea, în seara aceasta, eu cred că este bine și frumos din partea noastră să facem liniște în inimile noastre, să facem liniște în cugetele noastre, să facem liniște în trupul nostru și în liniște și în pace să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi, ca persoane fizice, ne cunoaștem unul pe altul după numele pe care îl purtăm. Când auziți că se rostește fratele Iulian, știți despre cine este vorba. Când auziți că se rostește Teul Câmpian, știți despre cine este vorba. Noi, în lumea aceasta, ne cunoaștem fiecare unul pe altul după numele pe care îl purtăm. Un om al lui Dumnezeu, într-o împrejurare, a fost la o încurcătură foarte mare. Dumnezeu îi se descoperă și îl trimite pe Moise să salveze poporul lui Israel. Și îl pune o întrebare și zice, Moise a zis lui Dumnezeu, iată, când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi. Și mă vor întreba, care este numele lui? Ce le voi răspunde? Și Moise a fost pus la această încurcătură când Dumnezeu l-a trimis să salveze pe poporul lui Israel și a spus, când mă voi duce, ce le voi spune copiilor lui Israel? Cine mă trimite? Și atunci Dumnezeu a rostit și a spus, vei spune copiilor lui Israel, du-te și spune-le că eu mă descoper după numele acesta. Eu sunt Cel ce sunt. Slăvit să fie Domnul. Amin. Și după numele acesta, copiii lui Israel au început să-L cunoască pe Domnul. După numele acesta, copiii lui Israel au început să meargă zi de zi, pas de pas, și să-L cunoască tot mai aproape pe Domnul lor. O altă împrejurare foarte frumoasă, pe care o spune de data aceasta Domnul Iisus Hristos în Noul Testament, în capitolul 10, spune așa, oile mele, în capitolul 10 cu versetul 4, merg după el pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Copiii lui Dumnezeu, începând cu poporul Israel din vechime, întotdeauna a mers după cineva pe care l-a cunoscut. Familiile noastre vin în urma noastră pentru că ne cunosc numele nostru. Și noi suntem recunoscuți după numele nostru pe care îl purtăm. Tot așa, Dumnezeu a rânduit, a programat și a fost dispus să-și facă numele cunoscut în poporul Israel. Înaintea celor pe care voia să-i conducă. De aceea, Dumnezeu în vecul Israel a fost dispus să se facă cunoscut după un nume pe care a vrea să-l poarte. Și după care poporul Israel trebuia să-l urmeze. Și Dumnezeu s-a descoperit lui Moise în acea împrejurare și a spus, eu sunt, acesta este numele meu. Și copilul Israel după el au mers. Și nu au dat deloc greș, atâta timp cât s-au ținut după sfatul Domnului și au mers după el bine. Atunci când ei s-au depărtat de la acest nume și au început să răpecească, să-și aleagă alte nume pe care să-l slujească, după cine să se ghideze, după cine să-și urmeze viața, copiii lui Israel au dat greș. Copiii lui Israel au fost biruiți. Copiii lui Israel au fost prigoniți și au început să fie subjugați. Dar atâta timp cât poporul lui Israel se ducea după acest Dumnezeu care i-a descoperit numele, a mers bine. Slăvit să fie Domnul. Tot așa este cu noi
din ziua de astăzi, copiii lui Dumnezeu. Am citit din Ioan, din capitolul 10, oile mele îmi cunosc glasul și cine merge după mine nu se rătăcește niciodată și ajunge în lumina divină slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu s-a descoperit în poporul Israel, în vechime, cu multe nume. Acesta este numele principal al lui Dumnezeu. Eu sunt Cel ce sunt, Cel care am creat totul. Însă Dumnezeu a fost dispus în diferite împrejurări, după forme, după împrejurări, după atributele Lui să se descopere poporul Israel cu multe nume. Tot așa, Domnul Iisus Hristos, în Evanghelia după Ioan, este Evanghelia Dumnezeirii Domnului nostru Iisus Hristos, diferit de toate celelalte trei Evanghelii, Matei, Marcu și Luca, iese în evidență Dumnezeirea Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea Ioan scoate în evidență o grămadă de nume. Eu ne-am notat aici 10 nume, 9 nume pe care le scoate Evanghelistul Ioan și unul în Apocalipsa. Deși sunt mult mai multe, pe care Domnul Iisus le rostește exact cum a spus Dumnezeu. Eu sunt. Și după aceea a adăugat un atribut sau în funcție de nevoia pe care poporul o avea. Iată numele din Vechiul Testament. Nu mi le-am scos toate. Am scos din Vechiul Testament mai puține. Am scos doar 5 care s-a prezentat Dumnezeu ca să vedem că Iisus Hristos a urmat exact exemplul lui Dumnezeu. De a-și scoate în evidență numele pe care avea să-l poarte și după care noi, ca și copiii lui Dumnezeu, nou testamental, putem să recunoaștem pe Dumnezeu în viețile noastre și ar trebui să urmăm exemplul. În Vechiul Testament, Exod, nu o să stăm să citim toate versetele, eu o să le amintesc de aici. Exod, capitolul 3, cu versetul 5 și 6, 14 și 16, spune așa. Eu sunt Dumnezeu, din neam în neam, Dumnezeul Creatorii. Exod 5, 15, cu versetul 26. Domnul, vindecătorul meu, Jehova Rafa. Exod, capitolul 17, cu versetul 15. Domnul, steagul meu, Moise în lupta cu Amalec, stând cu mâinile ridicate spre cer. În Genesa 22, cu versetul 14, Jehova Ire, Domnul va purta de grijă Avram în împrejurarea în care a dus pe Isaac ca jertfă și a spus, la muntele unde Domnul va purta de grijă. Și într-adevăr, Domnul a purtat de grijă și a scos un berbece ca să fie adus jertfă. Amos, capitolul 4, cu versetul 13, Psalmul 24, cu versetul 10. Jehova Savaot, Domnul oștirilor, Domnul cerurilor și al pământului. Domnul s-a descoperit în Vechiul Testament ca Tată, ca și Creator. Domnul Iisus s-a descoperit ca Fiul de Dumnezeu, acum 2000 de ani, și ca Salvator a omenirii. Ca Mântuitorul nostru personal slăvit să fie numele. Apoi s-a descoperit Duhul Sfânt în ziua cinzecimii. Ioan, capitolul 14, cu versetul 26. Ca să ajute biserica în timpul privegiei ei până la venirea Domnului nostru Iisus slăvit să fie Domnul. În cartea Ioan, așa cum am spus, frați și surori, descoperim Dumnezeirea Domnului nostru Iisus Hristos după câteva nume. Și vreau să le amintesc aici. În Ioan, capitolul 6, cu versetul 35. Eu sunt pâinea vieții. Cine va veni la mine, nu va flămânzi niciodată. Slăvit să fie Domnul! Ioan, capitolul 8, cu versetul 58. Eu sunt înainte de Avram, din veșnicie în veșnicie. Ioan, capitolul 8, cu versetul 12, care l-am citit. Eu sunt lumina lumii. Ioan, capitolul 10, cu versetul 11 până la 14. Eu sunt păstorul cel bun, care își dă viața pentru oi. Ioan, capitolul 10, cu versetul 36. Eu sunt, spune Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Ioan, capitolul 11, cu versetul 25. Eu sunt învierea și viața.
Ioan 13 cu 13. Învățătorul și Domnul. Și adaugă Domnul Iisus Hristos. Și bine ziceți, căci eu sunt Învățătorul și Domnul. Ioan capitolul 14 cu versetul 16. Eu sunt calea, adevărul și viața. Ioan capitolul 15 cu versetul 1 și 6. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine aduce multă roadă. Slăviți să fie Domnul! Ioan capitolul 18 cu versetul 37. Eu sunt împărat și mărturisesc despre adevăr. Nimeni în afară de Domnul a putut să spună lucrul acesta. Este singur și Domnul a spus înaintea lui Pilat. Eu sunt și eu spun despre adevăr. Slăvit să fie Domnul! În Apocalipsa, capitolul 1 cu versetul 8, spune: Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, slăvit să fie Domnul. Amen. Dintre toate aceste nume pe care Domnul Iisus Hristos le-a rostit, că poporul meu, urmașii mei, cei care vin în urma mea, ucenicii și după ucenici, lumea care va veni, mă vor cunoaște după acest nume. În ziua de astăzi, când auzim lumina lumii, nu poate fi altcineva decât Domnul Iisus Hristos. Când auzim păstorul cel bun, care își dă viața pentru oi, nu poate fi altcineva recunoscut decât Domnul Iisus Hristos. Dacă auzim viața și învierea, nu poate fi altcineva recunoscut decât Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, frați și surori, când auzim aceste nume al lui Dumnezeu, noi trebuie să ne bucurăm și să ne tresalte inima de noi bucurie, de bucurie. De ce? Pentru că Domnul nostru Iisus Hristos a părăsit gloria cerească să ne conducă în lumea aceasta, ca la sfârșit să ajungem în împărăția vieții veșnice. Slăviți să fie Domnul! În seara aceasta ne-a căzut să vorbim despre acest lucru, despre Iisus, lumina lumii. Acest nume frumos, acest atribut frumos, după care noi, ca și copiii lui Dumnezeu, putem să-L cunoaștem. Despre acest lucru, în mod deosebit, evanghelistul Ioan amintește în patru locuri. Cel puțin în patru locuri spune Ioan despre Iisus, lumina lumii. Primul, învățătură despre Iisus, lumina lumii, din cartea Ioan, este din Ioan, din capitolul 1, de la capitolul 4, până la versetul 10. Ioan 1, cu 4, până la 10. În el era viața. Și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venit în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el. Dar lumea nu l-a cunoscut. Amin. Despre această lumină, despre care vrem să vorbim în seara aceasta și să o scoatem în evidență, frați și surori, prorocii, avem câteva prorocii foarte importante peste care nu vreau să trec. A fost prorocit în mod deosebit despre această lumină, care avea să vină în lume, să lumineze oamenii. Și iată ce spune în Numeri, în capitolul 24, cu versetul 17. O prorocie foarte importantă acolo spune așa: o stea răsare din Iacob și un toiac de cârmuire din Israel.
despre ce stea se vorbea aici, dacă nu despre această lumină puternică care avea să lumineze oamenii. Steaua aceasta era Domnul nostru Iisus Hristos. Apoi, a doua prorocie foarte importantă este în Isaia, capitolul 9, cu versetul 1 și 2. Totuși, întunericul, David a căzut. Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământ, în care acum este necaz, după cum în vremurile trecute a acoperit cu o cadă țara lui Zabulon și țara lui Neftali. În vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Despre cine vorbește Domnul Dumnezeu aici? Despre Domnul nostru Iisus Hristos, care va veni și va cuprinde Galileea neamurilor. Aceștia suntem noi. Și pentru aceasta ce ar trebui să spunem? Slăvit să fie Domnul! Pentru că Domnul ne-a prins și pe noi ca să fim prinși în lumina neamurilor. Slăvit să fie Domnul! Apoi, în Isaia 42, cu versetul 6 și 7. Isaia 42, cu 6 și 7. Gali. Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii lumina neamurilor. Frați și surori, noi, ca și neamuri, noi nu puteam să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu fără un legământ. Și Dumnezeu a rânduit pentru noi lumina neamurilor, Domnul Iisus Hristos, care să facă un legământ cu tine și cu mine, ca să pot intra în Împărăția lui Dumnezeu. Spui la aceasta slăvit să fie Domnul. Amin. Glorie Domnului! Isaia 49, versetul 6, este un verset foarte frumos aici. O prorocie foarte frumoasă despre Domnul Iisus. El zice, este prea puțin lucru să fii robul meu, ca să ridici semințile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Israel. De aceea te pun să fii lumina neamurilor, ca să aduci mântuirea până la marginile pământului. Glorie Domnului! Era prea puțin lucru pentru Dumnezeu. Prea mic lucru, prea neînsemnat lucru, numai pentru un popor să ajungă la mântuire. Și Domnul a spus, este prea puțin lucru lucrul acesta. Prea mic lucru. Să fii numai lumina lui Israel, a semințiilor lui Iacov, ci vreau să te pun lumina neamurilor, să duci până la marginile pământului mântuirea tuturor oamenilor care vor să creadă în el. Aceasta te-a cuprins pe tine și m-a cuprins pe mine. Și pentru aceasta eu dau glorie Domnului. Și spun slăvit să fie Domnul, pentru că sunt cuprins și eu aici. Glorie Domnului! Privind la prima învățătură despre lumina lumii, despre Iisus Hristos din Ioan, capitolul 1, putem privi, frați și surori, în versetul 4. Sunt aici scoate în evidență patru lucruri importante pe care le putem învăța din învățătura Domnului Iisus Hristos despre lumina lumii. Din Ioan, capitolul 1. Și prima este în versetul 4, unde spune așa. În el era viața. Și viața era lumina oamenilor. Fără lumină, spune cuvântul lui Dumnezeu, că nu era viață. El, Domnul Iisus Hristos, era viața. El era lumina și în lumină este viața. Fără de lumină, nu este viață. De mult, la noi în biserică tot încercăm să punem flori. Și nu anunțe în florile. Știți de ce? Pentru că nu este lumină. Acestea au rezistat cel mai mult. Știți de ce? Sunt artificiale. Dar florile și natura, dacă nu este lumină, nu trăiește. Acolo este unde este lumină, este și viață. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu și te rog, Gabi, să pui în Genesa, capitolul 1, cu versetul 2 până 4. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Pământul era pustiu și gol. Peste fața adâncului de ape era întuneric. Atâta timp cât a fost întuneric, a fost pustiu și gol. Peste fața pământului.
Și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Versetul 3. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Și după ce a început lumina, Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Și de atunci încoace a început să existe viață. Pământul n-a mai fost pustiu și nu a mai fost gol. De ce? Pentru că a venit lumina. Și lumina era Domnul nostru Iisus Hristos. Haideți să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre lumina spirituală. Exact așa a fost cum era pământul pustiu și gol la început. Exact așa a fost pământul din punct de vedere spiritual pustiu și gol la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cu toții știm că aproximativ de 400 de ani Dumnezeu nu s-a mai descoperit între Vechiul Testament și Noul Testament în niciun fel omenirii. Și pământul era pustiu și gol din punct de vedere spiritual. Iată ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în 2 Timotei, capitolul 1, versetul 9 și 10, despre Domnul nostru Iisus Hristos, la venirea Lui. 2 Timotei, capitolul 1, cu versetul 9 și 10. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. Nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus, înainte de veșnicii. Versetul 10, dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrizirea prin Evanghelie. Aceasta a făcut Domnul Iisus Hristos la venirea Lui în lume. Acum 2000 de ani. Și noi spunem la aceasta, slăvit să fie Domnul. Fiecare dintre noi am venit prin El, la lumină și la mântuire. Slăvit să fie Domnul. A doua învățătură din Ioan, capitolul 1, este în versetul 5. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Toate luminile pe care le fac oamenii, care le inventează oamenii, nu dau viață și nu durează veșnic. Singura lumină care a biruit moartea este Domnul nostru Iisus Hristos. Așa spune Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Și moartea nu a biruit-o. Slavă Domnului! Întotdeauna, frați și surori, între lumină și întuneric este o mare luptă și un mare război. În 1 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 1, spune Pavel, eu n-am de gând să știu între voi altceva decât pe Hristos cel răstignit. Apoi, iese în evidență în Psalmul 34, cu versetul 5, Gabi, te rog să pui, în Psalmul 34, cu versetul 5, cât îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Așa sunt toți oamenii care vin la Domnul. Domnul înlătură moartea, Domnul înlătură întunericul din viața lor. Domnul, dacă veți urmări, în Psalmul 34, acest om al lui Dumnezeu se confrunta cu multe probleme. Și el spune, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Toate necazurile, toate problemele, toate încercările, tot întunericul din viața acelui om vine la lumină și El ne luminează. Slăvit să fie Domnul! Amin. Un alt lucru important pe care îl învățăm din această importantă învățătură despre lumina lumii din Ioan capitolul 1 este în versetul 6 până la versetul 8. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan, și în versetul 8 spune așa, nu era el lumina, ci el a venit să mărturisească despre lumină. Învățăm din acest lucru, din această împrejurare, că trebuie să fie oameni care să mărturisească despre lumina aceasta. Și Ioan a fost dispus să-și pună orgoliul lui,
să-și pună mândria lui la picioarele Domnului Iisus Hristos și să nu fie nimic, dar nimic mai important pentru Ioan decât vestirea Domnului Iisus Hristos. Iată ce spune Matei 11 cu versetul 11 și 12. Ioan propovăduia, adevărat, adevărat vă spun, că dintre cei născuți din femeie nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan. Botezătorul, totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor, este mai mare decât el. Din zilele lui Ioan, botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvala și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Aceasta a făcut Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul a propovăduit venirea Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Ce trebuie să facem noi? Același lucru care l-a făcut Ioan. Domnul Iisus Hristos are nevoie de oameni care să mărturisească această lumină. În Matei 5, cu versetul 14 și 16, ce trebuie să fim noi? Ce le spune Domnul să fie ucenicii? Uitați ce ne spune nouă și ce le spune ucenicilor atunci. Voi, adică noi, tu și eu, voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-au aprins lumină ca să o pună sub obroc, ci o pună în sfeșnic să lumineze tuturor celor din casă. Dumnezeu nu ne-a aprins pe noi lumini ca să nu luminăm în întunericul din jurul nostru, nu? Dacă oamenii nu aprind o lumină ca să o pună sub obroc sau sub baniță, să fie ascunsă, tot așa și Dumnezeu ne pune pe noi să fim lumină în întuneric. Așa după cum a fost Ioan Botezătorul, să mărturisească despre lumină. Slăvit să fie Domnul. Al patrulea lucru din Ioan, capitolul 1, despre lumină, putem învăța din versetul 9. Lumina aceasta era adevărata lumină, care luminează pe orice om venind în lume. Orice om, oricât de înțelept ar fi el, nu poate fi primit înaintea lui Dumnezeu dacă nu primește lumina Domnului nostru Iisus Hristos. Acum venim la un exemplu din Faptele Apostolilor, capitolul 9, cu versetul 5. Știți despre cine este vorba? Cât de înțelept, cât de pregătit și cât de bun se credea Pavel, Saul din Tars. Iată ce spune Cuvântul lui Dumnezeu și cum s-a descoperit. Și cu ce nume s-a descoperit. În Faptele Apostolilor, capitolul 9, cu versetul 5. Când s-a întâlnit Pavel cu Saul. Cine ești tu, Doamne? Cu toată înțelepciunea lui, a răspuns el. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un secuș? Întrebarea se pune, avea nevoie Pavel de o lumină care să-l ducă în împărăția lui Dumnezeu? Mai aproape, avea nevoie Pavel, cu toată înțelepciunea lui, de Iisus Hristos, adevărata lumină a lumii, ca să-l ducă în împărăția lui Dumnezeu? Da. Și dacă Pavel, atât de înțelept, atât de pregătit spiritual, era, avea nevoie de o lumină, ca să-l ducă în împărăția lui Dumnezeu, orice om venit în lume, are nevoie de această lumină. Cine nu o are, nu ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Și această lumină, spune Cuvântul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, nu a fost biruită nici odată. Apoi, frați și surori, haideți să trecem la cel de-al doilea pasaj despre Iisus, lumina lumii, din capitolul 8, cu versetul 12. Iisus le-a vorbit din nou și a zis, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. În Ioan, în capitolul 3, cu versetul 9, până la versetul 21, și aici este scoasă în evidență alegerea pe care trebuie să o facă fiecare om dacă vrea
să umble în lumină. Alegerea este a noastră. Priviți ce spune Ioan în capitolul 3, cu versetul 9, 19 până la versetul 21. Ioan, capitolul 3, cu versetul 19. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu îi se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină, pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Cine face alegerea? De ce le este rușine oamenilor să umble în lumină? Pentru că li se vedesc faptele lor. Alegerea mă aparține mie și alegerea ți aparține ție. Fie dar ca Dumnezeu să ne lumineze pe fiecare. Să facem o alegere bună. Apoi, cea de-a treia învățătură despre care putem învăța despre lumină este în capitolul 9, versetul 1 începând. Când trecea, Iisus a văzut pe un om din nașterea ucenicii lui, l-au întrebat învățătorului cine a păcătuit omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb. Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrezi lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. Frați și surori, aceasta este o altă învățătură despre lumină din Ioan, din capitolul 9, unde învățăm despre Iisus, lumina lumii, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis, în versetul 4 și 5. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. A scos în evidență voia Tatălui Său. Care este voia lui Dumnezeu? Să umblăm în lumină. Aceasta era trimiterea lui Dumnezeu pentru Iisus Hristos, să fie lumina lumii. Și El aceasta a făcut-o. Care este lucrarea noastră? Să fim și noi lumina lumii. În Ioan 11, versetul 4, unde spune despre Lazar când a fost înviat, dar Iisus când a auzit acesta, a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit. Aceasta era lucrarea pe care trebuia să-L proslăvească pe Dumnezeu. Lucrarea luminii este aceasta, să-L scoată în evidență pe Dumnezeu, să-L proslăvească pe Dumnezeu și să facă voia lui Dumnezeu. Cea de la patra învățătură despre lumină este în Ioan, în capitolul 12, cu versetele 35, unde spune așa. Iisus le-a zis, lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumină, ca să nu vă cuprind întunericul. Cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Câtă vreme aveți lumină, printre voi, credeți în lumină ca să fiți fii ai luminii. Iisus le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat și s-a ascuns de ei. Învățăm din această învățătură cel puțin două lucruri. Profită de lumina care este lângă tine. În Evrei, în capitolul 9, versetul 26 până la 28, Hristos s-a arătat și s-a jertfit o singură dată pentru oameni. Toți cei ce nu aleg să-L slujească vor fi judecați de El. Alegerea ne aparține nouă. Avem această ocazie, Dumnezeu ne-a dat această posibilitate, ne-a oferit acest lucru să umblăm în lumină ca să nu fim judecați. Profităm noi de acest lucru. Apoi cea de-a doua învățătură despre lumină din acest capitol, capitolul 12, spune cine este în întuneric este fără Hristos. Nu știe unde merge. În 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 26, Pavel spune mă lupt, dar nu ca unul care se luptă cu pumnul în vânt. Nu ca unul care nu știe unde merge. Ce are spre țintă. Ținta noastră să fie Domnul, frați și surori. Noi știm unde merge,
cel ce umblă în lumină știe unde se îndreaptă. Știe unde merge. Cel care umblă în întuneric nu știe unde merge. Frați și surori, se încheie acest pasaj din Ioan 12 cu versetul 36. Iisus le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat și s-a ascuns de ei. Domnul se retrage. Rămâne să faci tu alegerea. Vei umbla în lumină? Vei alege să umbli în lumină? Sau vei alege să umbli în întuneric? Faci asta alegere și Domnul te va duce în împărăția Lui. Umblă în lumină, lumină. Amin.